Da, ne așteaptă un meci important, cu o echipă foarte bună, cu rezultate bune, cu jucători foarte buni. Au în mare aceeași echipă de anul trecut, au relații foarte bune de joc. Este un meci important pentru noi, trebuie să tratăm foarte, foarte serios acest meci, pentru că avem nevoie de cele 3 puncte în joc, mai ales că jucăm și acasă. Se pare că va debuta și Sam Martean, cum va fi pe teren. Da, ne bucurăm foarte mult că și-a rezolvat problema cu cartea verde. Sperăm să fie bine și din punct de vedere fizic. Este un jucător valoros, a demonstrat acest lucru. Ne dorim foarte mult să revină la forma la care a fost și înainte și sperăm împreună să facem o treabă bună aici. Este un pasator foarte bun. Ca jucător ofensiv vei beneficia de aceste pase, vei marca mai mult, ai marcat... Doamne ajută, eu îmi doresc să dea cât mai multe pase decisive, să ne ajute să înscriem cât mai multe goluri, pentru că până la urmă este în binele echipei. Trebuia, toți jucătorii ne dorim să facem performanță aici și să câștigăm. Nu contează până la urmă cine marchează, cine pasează. Important e ca toți să ne aducem un aport la rezultatele pe care le vom avea. Acum două sezoane, Pantelei a dat al doilea golgheter al României. Anul trecut, Por a fost golgheterul României. Te gândești că ai putea fi printre principalii marcatori din Liga 1? Eu îmi doresc acest lucru, normal că cred că orice jucător și-ar dori să fie golgheterul României, doar că eu sunt mai la mijloc, așa o să fie puțin mai greu să ies eu golgheterul României, dar sper ca Țucu sau Vali Alexandru să câștige titlul de golgheter, pentru că ei joacă în față, atacanți, au și simțul golului și cred că putem să-i ajutăm să iasă golgheterul anul acesta. Gata? Vă mulțumesc frumos! Da, trebuie să fie...